Moartea a venit din nou pe drumul național numărul 1. În cursul zilei de ieri, în apropierea comunei Bănești, a avut loc un grav accident de circulație, în urma căruia o persoană și-a pierdut viața și alte 6 sunt grav rănite. Conform martorilor, unul dintre autoturisme a intrat pe contrasens și a izbit frontal cealaltă mașină care circula regulamentar. Eu am fost următorul după Peugeot. Și ce s-a întâmplat? Cel din sus a dormit, a pierdut controlul mașinii. Și a intrat pe contrasens? Da, pe contrasens în Peugeot. Da, el mergea pe Peugeot, mergea regulamentar? Regulamentar. Dânsul, cu nubirea care venea despre Brașov, a pierdut controlul. Cred că ceva s-a întâmplat, l-a luat domnul că a evitat mașina din odată, a venit pe contrasens. Ce s-a întâmplat cu el? Nu știu, a dormit, ceva s-a întâmplat. Printre răniți au aflat și 2 copii care au suferit traumatisme craniocerebrale și celelalte persoane adulte au fost rănite grav. Pe drumul național 1, un autoturism care a circulat din direcția Brașov către Ploiești, la kilometru 83+200, a pătruns pe contrasens, lovindu-se cu un alt autoturism care circula regulamentar din sensul opus. Din accident avem o persoană decedată și 6 persoane care au diferite vătămări, din transportează la Spitalul Județean pentru li s-a acordat îngrijiri medicale. Autoturismul care a intrat pe contrasens se deplasa spre Ploiești.